Cazierul judiciar va putea fi solicitat, dar și primit în format electronic. Un proiect de lege în acest sens a fost votat ieri în Camera Deputaților și urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgat. Actul normativ va intra în vigoare începând cu anul 2023. Cozile de la ghișeul unde se eliberează cazierul judiciar vor rămâne o amintire începând cu anul viitor. O nouă lege votată în Camera Deputaților dă posibilitatea cetățenilor să ceară, dar să și primească, cazierul judiciar în format electronic. Această lege introduce treptat digitalizarea în instituțiile statului și desființează cozile și timpul mare de așteptare. Dăm posibilitatea tuturor celor care solicită cazierul judiciar să o facă online. Considerăm noi că acest demers legislativ este unul benefic atât pentru cetățeni, cât și pentru inspectoratele de poliție. Odată cu aplicarea acestei legi, oamenii nu vor mai trebui să ajungă la poliție pentru a completa formulare și pentru a sta la cozi să li se elibereze acest cazier judiciar, având posibilitatea să-l primească electronic acasă. În expunerea de motive pentru aprobarea proiectului de lege, se subliniază faptul că accesarea serviciilor publice simplificate va crește gradul de accesibilitate al administrației publice pentru persoanele cu disabilități.